cum îți încep dimineața, așa îți vei petrece toată ziua. Iar o dimineață la un elev de-a 11-a poate fi în felul următor. Mami, la discotec, mă smăcur! Dar mai poate fi și altfel. Și totuși, elevi care se distrează sunt mai mulți. Unde ai fost toate zilele astea? Măi, eu da, m-am săturat de ține, mă duc și spun tatălui tău, numai decât. Stai, mama, des vorbim serios. Și să zici tu, tata, și eu când vin pățanii mei de chem tine sau invers, aia ți-ai așa e? Dar tu știi că eu ți-am făcut azi curat în cameră la tine. Și cât trebuie să plătesc? Cum să plătești, măi? Tu știi că eu am găsit un pachet cu țigări la tine, tu nu cumva fumezi, nu mă spune drept. Nu, mama, ia ca cuvântul meu. Dar ce ai după ureche? Eu după ureche am 11 ani de învățământ în liceu, teoret Mihai Eminescu. Ia stai, mă, oleacă. Asta ce-i? Asta e o țigară. Și a cui, mă rog, e dacă nu fumezi? Alcoolea, nu e mea alcoolea. Care colea, mă, că el învață foarte bine în școală și el ce e? Foarte dezordonat, orice? Ei, n-a zis. Da, dacă vorbim... Mamă, da, cine-i asta? Cum cine asta, mă? Sora ta mai mică, mă. Sora mea? Păi da. Mă, ce repede mai cresc copiii străini, mă.